Sighetenii, dar și turiștii care se află în zonă în această perioadă sunt invitați duminică la un concert de pricesne și cântece religioase. Intitulat De Flori în satul maramureșean, evenimentul își propune să le ofere oamenilor un răgaz de liniște sufletească în mijlocul naturii și în sunetul cald al pricesnelor. Concertul va avea loc duminică de la ora 18 la Muzeul satului maramureșean Mihai Dâncuș din Sighetul Marmației. Iată că după atâția ani de pauză, organizăm în Muzeul satului Maramureșan Mihai Dâncuș a doua ediție, chiar o putem numi a doua ediție, de Flori în satul Maramureșan. Prima ediție a avut loc în anul 2013, când alături de Centrul Cultural Sighetul Marmației s-a organizat evenimentul de Flori în satul Maramureșan în zona bisericii restaurată în cadrul muzeului. A fost un eveniment minunat la care au participat foarte multe grupuri și interpreți din zona Maramureșului istoric, după care evenimentul s-a mutat în satul Călinești, pentru că a fost un eveniment inițiat de către Măriuca Verdeș, iar evenimentul, datorită acestui fapt, Măriuca a continuat organizarea lui în satul Călinești, la Biserica din Căieni. Datorită împrejurărilor actuale, iată că evenimentul revine în Muzeul satului Maramureșan și ne bucurăm că vom continua organizarea acestuia, să sperăm că în fiecare an de acum încolo, pentru că este un eveniment plin de încărcătură spirituală, mai ales în această perioadă când ne apropiem de Sfintele Sărbători de Paști. Este o perioadă când în toate satele Maramureșului bisericile susțin astfel de concerte de pricesne și cântece religioase și, de ce nu, și în satul Maramureșan, satul primordial al Maramureșului, să nu se întâmple un astfel de eveniment. Să sperăm că vremea va ține cu noi. Să știți că nu avem un plan de backup în caz de vreme nefavorabilă, dar noi avem speranța și credem că lucrurile vremea va ține cu noi și că lucrurile se vor desfășura în mod firesc, cum am gândit noi să se desfășoare evenimentul. Ne așteptăm la minim 200 de persoane. Printre care și turiști. Să sperăm că vom avea parte și de turiști, pentru că în perioada aceasta și datorită condițiilor actuale în care se află țara vecină Ucraina de război, turiști sunt mult mai puțini în Maramureș față de anii precedenți. Am observat și noi la numărul de vizitatori comparat cu anul trecut. Dar ne vom bucura de publicul sighetean, cu siguranță vor fi prezenți și totodată și publicul din localitățile participante la acest concert de pricesne. Numeroase grupuri de interpreți din Maramureș, dar și din țară, și-au anunțat prezența la acest concert de pricesne și cântece religioase. Ca de fiecare dată, cântecele religioase și pricesnele vor fi pe locul întâi în întâlnirile noastre. Ca și de obicei, pricesnele trebuie să fie reamintite în perioada postului, pentru că sunt cele care duc mai departe povestea Mântuitorului, care trebuie reamintită de fiecare dată. Vom face o diferență între priceazna și cântecul religios, pentru că se confundă și astăzi cu ușurință. Și portul tradițional, din nou, trebuie să îl scoatem din ladă cât mai des, ca să arătăm că nu ne-am pierdut rădăcinile și că vrem să le ducem mai departe. Din acest motiv, avem invitați atât din județul nostru, cât și din afara județului nostru. Avem și din Vicovul de Sus niște prieteni dragi sufletului nostru. Vom avea și din dreapta Tisei un grup care va veni din Slatina și cântecele pe care le-au pregătit sunt potrivite cu momentul acesta în care ei trăiesc în ape tulburi. Și de la mic la mare vom începe cu o procesiune de la poarta muzeului până la bisericuță. Câte grupuri și-au confirmat prezența până acum? Până acum sunt peste 12 momente pregătite, dar noi vrem ca acest eveniment să fie unul care să ne unească într-un gând, și anume că vrem să-i dăm slavă lui Dumnezeu. Nu am pus așa o,
o baremă. Cine vrea să vină să cânte un cântec religios, îl așteptăm cu mare drag. Ne-am dorit ca evenimentul să nu moară. Dorința Mirelei a fost să-l readucem în muzeu. Aici a luat ființă în anul 2013, pe vremea când lucram la Centrul Cultural, și am zis că de ce nu să-l readucem în Muzeul Satului, pentru că de fapt aici l-am gândit în anul 2013 și pentru acest loc l-am gândit, și din acest motiv i-am dat și denumirea de Florii în satul Maramureșan, pentru că muzeul este un sat maramureșan și trebuie să răsune de cântece religioase și să ne gândim cum era sărbătorită această zi, Floriile, de către localnicii care cu adevărat trăiau în satul Maramureșan, cum simțeau, cum trăiau, cum se îmbrăcau, ce mâncau, ce cântau și ce vorbeau, mai ales în Săptămâna Mare. Evenimentul l-am gândit să fie în preajma bisericii, dar că anul acesta am venit cu o idee, și anume că să pornim de la poartă într-o procesiune până la bisericuță, atât organizată și gândită de către invitații noștri care vin și din București, dar și cu cei care vor să participe la acest eveniment, împreună să cântăm O Măicuță Sfântă, pentru că este cântecul religios cel mai des întâlnit și cel mai utilizat în procesiunile care erau organizate și altă dată când se mergeau în pelerinaje. Dacă cântul de bun miros ajunge la Dumnezeu, la tronul lui Dumnezeu, este cel mai frumos lucru pe care mă bucur că am putut să mă implic alături de cei din jurul nostru ca să-l realizăm. Nu poți să faci de unul singur și din acest motiv vreau să mulțumesc Asociației Rădăcinilor Străbune, Găzdoilor din Călinești, care din nou pun umărul și pregătim două ale de curechi umplut, cum se zice, de post, plus alte bunătăți pentru cei care sunt invitați din județul nostru, din Băița până în Lăpuș, din Lăpuș până în Vișeu, din Vișeu până, cum am spus, în Slatina. Ne vom uni în cântec religios și în pricezne. Și mulțumim Fundației Culturale Dan Ardelea, care vine din București, aducând port tradițional din întreaga țară. Și aș vrea să mulțumesc în primul rând și nu în ultimul rând primăriei, care pune la dispoziție pentru transport. Vreau să mulțumesc și celor care ne ajută și cu sonorizarea. Adică este un eveniment în care fiecare poate să fie organizator, punând umărul cu ceea ce poate. Pentru că este un eveniment care se realizează pe bază de voluntariat. După cum știți, cam toate evenimentele pe care încerc să le demarez, în primul rând, sunt pentru a arăta că trebuie să ne unim și trebuie să lăsăm, nu știu, unele credințe care le avem sau obiceiuri deoparte, pentru că, cum se zice, ne moare țara, ni se duce limba, ne pleacă tineretul și ni se duce credința, pentru că cei care suntem conștienți de acest aspect nu ne ridicăm în picioare și să zicem nu. Noi vrem să rămânem în continuare cu un nume, cu un grai, un port și să rămânem mai departe Maramureș. În ultimii ani, pricesnele se regăsesc din ce în ce mai frecvent în repertoriul artiștilor de muzică populară, însă de multe ori sunt interpretate greșit, motiv pentru care acest concert, spune Măriuca Verdeș, este o ocazie perfectă de a reaminti publicului adevărata semnificație a pricesnelor. Eu am stat câțiva ani prin preajma domnului Grigore Leșe și în continuare stau și am putut să învăț și alte aspecte pe care nu doar la facultate sau în liceu de artă le-am putut învăța sau, nu știu, cursurile care le făceam la masterat. Și în sat am văzut și am înțeles mult mai bine ulterior ce înseamnă priceazna. Priceazna este, de fapt, Evanghelia cântată. Pe vremea când oamenii nu știau să citească și nu știau să scrie, diacul reușea să facă o cântare după Evanghelie. Pentru că oamenii reușeau să memoreze Evanghelia mult mai bine. Adică dacă preotul citea o anumită Evanghelie în duminica respectivă, diacul avea grijă să cânte Evanghelia și atunci oamenii învățau după ureche Evanghelia care era în duminica respectivă. Așa
se știe de priceaznă. Cânticul religios, în schimb, este o rugăciune cântată. Și confuzia aceasta o întâlnim des, pentru că și-a pierdut din fineță, adică nici în bisericile noastre nu se mai cântă pricezne conform Evanghelilor. Sunt sate care știu, dacă s-a citit pilda fiului risipitor, cântau priceazna fiului risipitor. Sau dacă s-a citit Evanghelia celor 10 fecioare, cântau priceazna celor 10 fecioare. Și din acest motiv, atât portul tradițional, vreau să fie scos la lumină, portul cel tradițional, cel adevărat, și mulțumesc pe această cale tuturor grupurilor care vin și care îmbracă străile specifice localităților lor, pentru că altfel ne vom pierde și aceste particularități care Maramureșul încă le mai are. Ar trebui să fim încântați de acest tatu pe care îl avem și să încurajăm pe localnici să nu împrumute portul din alte localități, ci să și-l ducă pe al lor, tocmai ca să le rămână specificul care, zic eu, că merită încurajat. Și din acest motiv mă bucur că și Bogdan Vodă vor fi prezenți. Iehudul, la fel, am rugat părintele din Iehud să vină ca să ne ajute la această procesiune, pentru că comunitățile, în primul rând, încep cu preoții, cu părinții din localități. Ei sunt cei care trebuie să rămână în picioare și să încurajeze comunitatea. Adică e ca un buchet de flori pe care îl ai și dacă n-ai grijă, îți cad florile din brațe. Și cam așa văd eu creștinii de astăzi, ne cad din brațe și pierdem și nu-i mai pot spune la loc.